cafea și să vedem ce s-a mai întâmplat cu războiul. Prieteni, avem foarte multe informații nouă, bineînțeles, cum ne și așteptam. Am încercat să sortez ce este cel mai relevant, pentru că la fiecare 10 minute mai apare câte ceva și încerc cumva să creez o ordine în informație. De asemenea, dacă urmăriți aceste videouri, în descriere veți găsi un playlist cu fiecare video pe care l-am făcut pe acest subiect și la capătul videoului veți avea un hashtag, hashtag și un număr ca să vedeți ordinea cum ar veni în care au fost făcute aceste videouri. Deci a trecut prima zi, vreau să vedem ce s-a întâmplat aseară și în timpul nopții și apoi vom ajunge la știrile de... În primul rând se discută despre restricțiile de gaz și petrol și avem așa că Uniunea Europeană trebuie să facă un calcul destul de complicat. S-ar putea ca aceste restricții să fie mai dăunătoare pentru cei cum ar veni care erau consumatorii de gaz decât pentru Rusia care exportă. Cu siguranță îi va afecta economic, dar este destul de greu și pentru țările care se bazau pe acel gaz și pe acel petrol. Asta oricum va duce și la creșterea prețurilor la gaz și petrol. Rusia exportă în jur de 40% din gazul din Europa și în jur de 25% din petrol. Ar avem declarații cum că vor încerca să compenseze prețul gazului cu alte surse. SUA a zis că vor scoate din rezerve pentru a asigura, să zicem, necesarul între timp și aveam o statistică de 57 de morți și 169 de răniți, care deja nu mai este valabilă. Astăzi dimineață deja numărul a crescut semnificativ. Oamenii vor să se înscrie în armată, avem cozi în acele zone de voluntariat pentru a se înscrie în armată, dar sincer nu cred că va fi suficient, adică puterea lor militară este mult mai mică decât puterea Rusiei. Și vom vedea în știrile următoare că NATO a spus că nu se bagă deloc deocamdată, adică practic nu va veni niciun fel de ajutor extern pe partea de trupe. Poate vor susține cu echipament, dar nici într-un caz cu trupe. Vreau să vă citesc și o predicție a Pentagonului. Spune așa, armata Rusiei urmărește să decapiteze guvernul ucrainean. Vă dați seama la figura. Practic scopul este să dea jos guvernul, să dea jos președintele, să vină cu conducere proprie și așa să se termine conflictul. Imediat după ce am avut această predicție, a ieșit președintele Ucrainei și a spus că el este considerat ținta numărul 1. Cu toate acestea, acesta a rămas în țară și familia lui este tot în țară, dar după cum se observă, deja sunt aproape de a invada Kievul, sunt pregătiți trupele rusești, sunt pregătite pentru a invada Kievul și conflictul s-a, să zicem, concentrat în jurul Kievului. De asemenea, dacă vreți să fiți la curent cu videouri mici sau cu știri mici din cadrul conflictului, le vom posta pe toate pe story, pe canalul de YouTube și pe story, pe profilul de Instagram, veți avea link în descriere. Cu toate acestea, avem declarația lui Putin care spune că aceasta a fost o măsură necesară, după cum spune el, deoarece un șef din acesta de grup de business i-a spus că este îngrijorător ce se întâmplă pentru că cu siguranță îi va afecta destul de mult pe partea economică și exact asta au făcut, restricțiile au venit exact pe partea economică. Vom face un video separat în care vom vorbi despre declarațiile lui Biden și restricțiile care s-au impus până acum. De asemenea, în Rusia a avut loc un protest, poliția a arestat deja peste 600 de persoane, au protestat împotriva războiului. Exact cum vorbeam ieri, oamenii din Rusia nu cred că își doresc acest lucru, ei pur și simplu nu știau. De asta toată lumea spunea, eu am vorbit în Rusia și pa, tot e ok, oamenii se distrează. Pentru că efectiv ei nu știau, nu erau la curent cu ce se întâmplă și au fost surprinși când au văzut că au
atacat Ucraina, de ce am atacat Ucraina? Și au făcut protest. Bineînțeles, poliția a arestat pe toată lumea, a arestat peste 600 de oameni de la protest, iar în Ucraina cozile sunt în continuare mari, oamenii încearcă să alimenteze, oamenii încearcă să se mute, fie că este tot în interiorul țării, în zone mai sigure, fie că este în afara țării, oamenii, vedem poze constant cu oameni care își încarcă mobilă în remorci mici, pe mașină, în mașină, încât să reușească să plece cât mai repede. Este o situație în care chiar ne-am fi așteptat, adică după 2 ani de pandemie te aștept să o închei cu un război. În momentul acesta suntem chiar într-o situație istorică. Știu că am mai avut conflict în Irak, în Iran, în Pakistan și așa mai departe. Au mai fost conflicte de genul ăsta. Nu au mai fost în Europa și nu au mai fost între două țări la nivelul acesta. Nu spun că celelalte nu ar fi fost importante, dar acesta are potențial de escalare mult mai mare. Și vom vedea exact ce a spus și Biden în videoul următor. Sper că v-a plăcut video, după cum am zis, pentru a rămâne la curent, abonați-vă la acest canal și noi bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa!